Zâmbetul de sărbători, acea stare de spirit creată în urmă cu 9 ani de președintele coordonator PES-activist România, Victor Negrescu, a ajuns la 4 fetițe din satul Mehedințean Bobaița al comunei Malovăț, prin intermediul membrilor organizației PES-activist Mehedinți, coordonați de către secretarul de stat Bogdan Simcea. Irene! Păi Moș Crăciun ce are cine la, la sanie? Ren! Vezi, uite, a venit Moș Crăciun cu jucării. A trecut pe la Severin. La căra speranței trebuie păstrată vie în inimile și sufletele copiilor care nu au avut șansa unui început ușor în viață, niciun copil nu trebuie lăsat în urmă. Astfel, membrii PES-activist Mehedinți, coordonați de Bogdan Simcea, au dorit să le facă o surpriză în pragul sărbătorilor de iarnă unei familii din satul Bobaița, comuna Malovăț. Bogdan Simcea a susținut mereu comunitatea prin tot felul de acțiuni menite să vină în sprijinul cetățenilor. Ne bucurăm să fim astăzi în comuna Malovăț. După cum bine știți, la nivelul PES Activist România a început campania Dăruiește de Sărbători, o campanie care a început de săptămâna trecută cu sprijinul europarlamentarului Victor Negrescu și a secretarului general PES Activist Janina Sitaru. Ne bucurăm să fim astăzi în localitatea Malovăț, să aducem zâmbătul pe echipurile unor copii senzaționali și minunați. Aș vrea pe această cale să mulțumesc și celor care ne-au ajutat în această acțiune, și anume domnul președinte al PSDM din țara din Georgescu, domnul deputat PSDM din Țalin Chirilă și nu în ultimul rând domnul primar al comunei Malovăț, Ion Michescu. Mulțumesc încă o dată pe această cale și aș dori să le urez tuturor, având în vedere că ne apropiem de sărbătorile de iarnă, un călduros la mulți ani și un Crăciun fericit tuturor. Alături de membrii PES-activist Mehedinți au fost deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă și primarul comunei Malovăț Ion Michescu și, ca de fiecare dată, având sprijin în acțiunea lor din partea președintelui PSD Mehedinți Aladin Georgescu. Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a fost mereu în mijlocul oamenilor, cu atât mai mult în preajma sărbătorilor de iarnă, atunci când trebuie să fim mai buni și să-i sprijinim pe semenii noștri mai puțin norocoși. Țin să mulțumesc colegului meu, domnului secretar de stat Bogdan Simcea, care este președintele nostru PSD Mehedinți. Este o acțiune a dumnealor, a acestei organizații, o acțiune care se ține an de an. Cel mai important lucru, cred că pentru noi toți, este să nu uităm să fim oameni. Trebuie să dăruim și noi mai departe din ceea ce Dumnezeu ne-a dat să avem nouă. E important ca astăzi să fim aproape de acești 4 copilași frumoși, 4 fetițe extrem de frumoase, care Moș Crăciun, prin intermediul nostru, ne-a trimis aceste daruri minunate. Le dorim să fie, în primul rând, sănătoase, să învețe, să asculte de părinți, de profesori și, așa cum glumeam și în încăperea în care dorm dumneavoastră și am bodobit bradul, sper ca să ajungă oameni mari să ne ia locul și sperăm că viitorul dumneavoastră să fie unul de succes. 4 fetițe cu vârste între 2 și 7 ani au fost bucuroase deoarece Moș Crăciun și-a trimis mesagerii mai devreme, aducându-le un brad împodobit, hăinuțe, cărți, jucării și mult așteptatele dulciuri. Ți s-a părut această acțiune a PES Activist Mehedinți și a domnului primar? Mi s-a părut o acțiune caritabilă. V-ați bucurat? Da! Anul acesta, membrii PES-activist Mehedinți au lansat provocarea de a se alătura demersului lor primarului comunei Malovăț Ion Michescu și împreună le-au călcat pragul unei familii nevoiașe din Bobaița cu 4 fetițe cu minți frumoase și respectuoase, dar lipsite, din păcate, de resurse pentru a-și asigura un trai decent. Primarul comunei Malovăț Ion Michescu a sprijinit întotdeauna aceste acțiuni, deoarece spiritul Crăciunului constă în a fi mai bun, a ajuta pe ceilalți, deoarece dar din dar se face rai. Suntem la o familie cu 4 copii din satul Bobaița, oameni gospodari, dar după cât se vede nu își permit să aibă prea multe datorită situațiilor financiare la noi din țară. Cu sprijinul domnului ministru secretar de stat Bogdan Simcea, am reușit să facem o bucurie acestor copii și
cu siguranță sărbătorile vor fi mai cu zâmbetul pe buze pentru ei, de pentru care le mulțumim că au acceptat să venim la ei și să le facem această bucurie, precum și domnului ministru pentru bucuria pe care le-a făcut-o acestor copii. Campania Zâmbetul de Sărbători este mai mult decât o acțiune socială, deoarece cei implicați au discutat și interacționat cu copiii în jurul bradului de Crăciun, pe care l-au împodobit împreună. Cele mici s-au bucurat atât de acțiunea împodobirii bradului, cât și de cadourile pe care le-au primit cu atâta drag. Este al 9-lea an consecutiv când PESA Activis România a inițiat această acțiune în preajma sărbătorilor de iarnă, Zâmbetul de Sărbători, prin care noi aducem o mică bucurie copiilor. Astăzi suntem în satul Bobaița, unde am adus foarte multe cadouri la patru fete foarte frumoase care s-au bucurat foarte mult. Mulțumim celor care au contribuit la această acțiune, domnului Bogdan Simcea, domnului Alin Chirilă, domnului primar al comunei Malovăți și în același timp domnului președinte al Consiliului Județean Aladin Georgescu, care s-a implicat în această acțiune și ne-a sprijinit cu fonduri ca să le facem această mică bucurie și familiei, dar și copiilor acestuia, care sunt absolut minunați. Crăciunul nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit, iar adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești bunăvoința și să oferi compasiune. Astfel de acțiuni caritabile vor continua în toată țara în perioada sărbătorilor de iarnă.